Bună, bine te-am regăsit! Daniela Simulescu aici, bine ai revenit la noi. Înainte de toate, nu uita că am lansat noul proiect, astrosens.ro. Poți intra pe site să vezi despre ce e vorba. Ți-am prezentat eu un horoscopul săptămânal. Eu vreau să cred că este proiectul care o să dea ceasul în astrologie în România. Intri pe site, avem și un canal de YouTube Astrosens, poți să te duci să dai un subscribe acolo. Avem o pagină de Facebook și avem și un cont pe Instagram, un follow. Și nu uita că aici avem informații în plus față de ceea ce vezi deocamdată pe aici pe DC News. Bun. Am vorbit destul ultimele zile, cele mai recente zile despre proiect. Trebuie doar să intri pe www.astrosens.ro. Nu uita că atunci când am lansat proiectul, am avut surpriza horoscopul 2022. Poți intra să citești de pe acum, să vezi așa un pic ce te așteaptă în 2022. Și am avut și un interviu special cu Danciu Botariu. Caută repede acolo să vezi despre ce e vorba. Bun! Să mergem să vorbim despre luna plină. A doua lună plină din Vărsător. Am mai avut o lună plină în data de 24 iulie. Poți să te întorci să vezi emisiunea dacă ți-o dorești. Dar mă rog, a trecut, du să trecem peste. Să vorbim despre luna plină de pe 22 august, în jurul prânzului, 15 pe acolo, o lună plină în Vărsător, după cum îți spuneam. O lună plină la gradul 29. E foarte important. Aș putea spune că această lună plină în Vărsător mai degrabă are un rol decisiv la nivel mondan, se numește, la nivel mondial. La nivel personal, luna plină de pe data de 22 august nu se va manifesta atât de mult. Tu mă știi, eu sunt fan al lunilor pline, nu sunt fan al lunilor noi. Această lună plină, o tot repet această expresie, ce se întâmplă? Revine puțin. Se putea face acest lucru și cu luna plină din data de 24 iulie, dar cred eu că cea de acum are legătură mai puternică. Dacă îți mai aduce aminte, pe 11 februarie am avut luna nouă în Vărsător. O lună nouă cu 6 planete în Vărsător. Am avut așa Soarele, Luna, Mercur, Venus, Jupiter și Saturn. Deci atunci am avut 6 planete în Vărsător. Și am avut prima lună plină pe 24 iunie și acum avem pe 22 august. Și pentru că luna plină e la ultimul grad, că ideea e foarte importantă în astrologie, ultimul grad, adică 29, fiecare zodie are 30 de grade. Ultimul grad întotdeauna e mai cu skepsis, așa, îi se zice anaretic sau, bine, noi avem o glumă astrologie, dar nu ți-o precizez acum. E un grad surprinzător, skepsis, i-am zis, mai rebel, nu știi niciodată ce se întâmplă acolo. Foarte interiorizat, cu niște mecanisme interioare pe care nu le poți bănui ușor. Niște trigăre acolo pe care nu ți le cunoști mult. De aceea oamenii care au planete la gradul 29 în astrogramă, tot timpul trebuie să ai grijă la acea planetă. De data aceasta avem luna plină la gradul 29, avem luna în Vărsător, avem soarele la 29 leu și nu e, acolo mai este ceva lângă soarele și luna la... Deci când avem luna plină, avem soarele și luna sunt în opoziție. Avem soarele în leu la 29 de grade și avem luna în Vărsător la 29 de grade. Adică dacă te vei uita în cercul zodiacal, vei vedea că ai un cerc de 360 de grade, ai 12 zori în acel cerc, fiecare zodie are 30 de grade și vei vedea că între leu și Vărsător sunt 180 de grade. Bun, soarele la 29 leu, luna la 29 Vărsător. Soarele este lângă o stea care se numește Regulus. Înainte, Regulus era în constelația leului la gradul 29, s-a mai decalat și este acum în primele grade ale Fecioarei, chiar la începutul Fecioarei. Iar luna în Vărsător este lângă Jupiter în Vărsător, care e la gradul 26. Deci chiar avem o lună plină de remarcat și cu multe aspecte, cel puțin pentru noi astrologii, suculente. De ce? Pentru că te întâlnești rar cu asemenea figuri geometrice și bineînțeles că trebuie să spui capul la contribuție, să-ți dai seama cum te poate afecta, în ce zonă te duce. Asta apropo de articolele pe care le-aș citi despre luna nouă în leu cu portalul și profețiile leului, care au fost cel mai mare fake news astrologic din toate timpurile, din perspectiva mea. Ați citit, ați văzut multe emisiuni, îmi pare rău, mulți colegi s-au luat după... A sunat bine, profețiile leului, steaua Sirius împreună cu 8 august, deci un marele astrolog Chris Brennan a demontat anul trecut, încă de anul trecut, că informația asta cu portalul, cu poarta leului, cu
Sirius cu nu știu ce este un mare fake news. Cineva a inventat chestia asta și mulți astrologi din toată lumea au preluat-o. E, în cazul acestui proiect nu o să aveți probleme din astea, că o să mă asigur să nu fie fake news-uri astrologice. Și vă rog, și nici despre luna asta plină în vărsător să credeți cine știe ce. Da, e matematică, are niște aspecte foarte ofertante și suculente, dar nu este sfârșitul lumii sau să, cine știe ce alte articole mai citiți. De ce este atât de ofertantă această lună plină în vărsător? Odată că dacă e să ne gândim la nivel individual, tu, uitându-te la mine, da? Mai ales cei care au un astrogramă, dă v-am tot zis anul ăsta, Taur, Leu, Vărsător și Scorpion. Dacă te știi cum ar caști din acestea patru semne, gândește-te puțin ce s-a întâmplat în viața ta de pe 11 februarie, când am avut luna nouă în Vărsător, cu toate cele planete. Da? Stai tu așa și gândește-te, mă, ce s-a întâmplat în viața mea, ce am vrut eu să fac în februarie? Ce am vrut eu să încep? Ce mi-am dorit eu de la viață? Cum am văzut viața? Mi-a schimbat percepția, viziunea? Am acționat altfel? M-am purtat altfel cu oamenii din jurul meu? Am pus la cale nu știu ce? Am vrut să studiez nu știu ce? Am vrut să călătoresc? Am vrut să-mi schimb jobul? Am vrut să divorțez? Am vrut să intru într-o relație? Am vrut să mă vindec? Am vrut să-mi cumpăr nu știu ce? Am vrut să plec în Africa să salvez copii? Gândește-te ce gânduri ai avut tu în februarie? Sau ce ți-a apărut în cale? Sau măcar ceva să-ți pară nou sau o percepție sau o veste. Și gândește-te acum, în jurul date de 22 august, unde ești? Cu ce ai vrut din februarie încoace? Că era o afacere, că era un divorț, că era o familie, că era o casă, că era o investiție, tot ce vrei. Îmbunătățirea unei relații. Gândește-te tu așa, sincer, de pe 11 februarie. Bine, vă spun celor care aveți marcaj fix, pentru că voi trăiți la maximum partea aceasta. Și ceilalți se pot gândi, bineînțeles, de pe 11 februarie, ce s-a întâmplat, ce ai vrut tu din februarie. Mai ales că gândește-te că acea lună nouă de pe 11 februarie a fost după conjuncția Jupiter-Saturn din 21 decembrie 2020 și a fost după un an care a schimbat omenirea. Poate că dintr-o dată, pe ce s-a schimbat omenirea, pe 11 februarie, ori tu ți-ai propus ceva, ori oamenii din jur au zis, hai să facem asta. Bun. Dacă lucrul acela din februarie, de pe 11, ce ți-ai dorit tu, intențiile de atunci, că lună nu, intenții, bun, așa. Și acum, simți că se întâmplă ceva sau că nu se întâmplă. Luna aceasta plină este lângă Jupiter și îți spune așa. Mai crezi în proiectul respectiv? Dacă nu mai crezi, lasă-l și lasă locul altcuiva. Pentru că Jupiter zice, luna plină înseamnă mai întâi să rupi ceva. Cum am folosit expresia aceea, să rupi. Să tragi, nu știu cum e, mâța, coada, domne, tot încurc expresiile astea românești. Poate îmi lăsați voi comentarii. Efectiv, să rupi o treabă acum. O lună plină zice, lasă asta și hai să lăsăm spațiu pentru asta. Nu trebuie neapărat conștient, că nu ne-ar plăcea să fie totul cognitiv, așa. De azi pe mâine să zicem, gata, mâine mă despart, mâine divorțez, mâine ce proiectul ăla, mâine fac școala. Nu prea merge așa. Nu prea merge așa. Merge cu pași mici, cu răbdare, că vrem, nu vrem, îl avem și pe Saturn pe acolo prin vărsător, să ne înțelegem. Da? Bun. Gândește-te tu așa de pe 11 februarie, cam ce ți-ai dorit. Și gândește-te cum ești în punctul acesta. Și ce vrea vărsătorul, fiind și Jupiter? Vrea să fii obiectiv și să zici verde în față. Ție, nu altora. Nu. Că avem totul soarele în leu, luna în vărsător, bine, te-ai duce tu și le-ai zice altora. Nu, ție. Spuneți, ție, merge sau nu merge? Îl fac proiectul sau nu îl fac proiectul? Facem, nu dregem, mă căsătoresc, divorțez, fac. Deci, gândește-te așa puțin din 11 februarie, ce s-a întâmplat până acum și învață să lași loc liber. Dacă vei lăsa loc liber, viitorul îți va surâde. Vai ce cuvinte folosesc, nu mai pot de dragul meu. Da. Acolo unde îți las spațiu, trebuie doar să zici, măcar așa, stai la soare sau te relaxezi într-un hamac și zici, lasă-mă chestia aia, trec peste. În momentul în care apare gândul ăla așa de relaxare, fără să, da? E atunci, ai să vezi că pe această lună plină, lucrurile încep să se deruleze. Ori se întâmplă ceva cu ce ți-ai propus, ori apare altceva. De aceea, acum, folosește zilele acestea de lună plină în vărsător. Lună plină în conjuncție cu Jupiter, în opoziție cu Soarele lângă Regulus, așa, la nivel individual,
să memorezi ce s-a întâmplat în ultima jumătate de an și te gândești dacă a avut sens ce ai făcut. Astrosens.ro. La mine a avut cu siguranță sens ce am făcut în februarie până acum. Trecem peste. Ne uităm în astrograma momentului, dacă e să vorbim tot la nivel individual, și o să fiecare lună plină nouă are un astrogram. Adică se petrece luna plină pe 22 august 2021 la ora 15:02 minute în București. Și băgăm noi în programele noastre de astrologie ca și cum s-ar naște un copil atunci, într-o zi, o oră și un loc. Și ne generează o astrogramă. E undeva aici o astrogramă. Și ce observăm aici? Observăm un ascendent în Săgetător. Ce înseamnă asta? E că luna plină își dorește să-ți aducă optimism în viață, încredere. Fie că lași, fie că începi. Și Săgetătorul mai vine și cu nevoia de a-ți extinde mintea, de a vedea altfel ce se întâmplă în zilele în care trăim, de a nu mai crede pe toată lumea. Bun. Ce mai avem în această minunăție de astrogramă? Avem luna plină în casa a treia, avem soarele pe casa a noua și luna plină pe casa a treia. Deci axa 3-9 e destul de puternică. Pentru cei care am primit, mi-au spus că, vezi, domnule, ultima lună nouă în leu nu s-a petrecut în casa a opta, s-a petrecut în casa a noua. Folosesc Placidus. În momentul în care eu vin și vă spun în emisiuni de anumite aspecte, eu folosesc sistemul de case Placidus. Că am un ochi și pe celălalt sistem Hall, pe care mulți dintre cunoscători voi știți la ce mă refer, da. Dar în momentul în care vă uitați la această emisiune, să știți că folosesc Placidus, că tot e lună plină în Vărsător, să spunem lucrurile pe nume și să nu mai primesc pe urmă comentarii prin care să fiu, să mi se spună, Daniela, n-ai făcut bine. În sistemul în care eu lucrez, fac bine și majoritatea lucrează în Placidus, mai ales pentru emisiuni, pentru analize. Bun, axa 3-9. Axa 3-9 care are legătură, bineînțeles, cu o cunoaștere. Dar cu o cunoaștere care trebuie adusă în planul practic, că soarele este în casa noua și am vrea noi să facem lucrurile așa într-un mod, tăi de capul meu. Dar guvernatorul lunii pline, Jupiter, este exact lângă luna plină, în casa a treia și zice, da, dar iau cu pași mici, tu vrei să ajungi departe, vrei să faci, ai vrut din februarie să dărâm munții, să întorci planeta cu fundul în sus sau stânga, dreapta, să o rotești tu, să nu mai rotească forțele alea de pe acolo. Ei, nu. Iau cu pași mici, cu întrebări, curiozități, citiri și cred că luna asta plină nu este o lună plină neapărat de evenimente. Pe luna nouă ți-am zis că nu prea evenimente, dar pe luna plină se activează și e mai degrabă o chestie de cunoaștere, de învățare, de studiu, de expansiune a minții, de acceptarea celorlalte păreri, pentru că da, luna plină în Vărsător lângă Jupiter vorbește mult de toleranță. Vorbește despre acceptare, despre empatie, despre să-i acceptăm și pe ceilalți pe lângă noi. Nu neapărat să fim prieteni cu ei, să ne înțelegem, dar să-i acceptăm și pe ei pe lângă noi, să fie pe aici pe acolo. Tot în această astrogramă avem un Venus foarte frumos aspectat în casa a 10, ceea ce înseamnă că e un moment în care să devenim toleranți, manierați, diplomați și să facem asta și cu noi și cu ceilalți. Deci dacă e să mă întreb la nivel individual, cam asta aduce luna plină, să te gândești ce ai făcut din februarie, ce ți-ai dorit din februarie sau ce ai făcut, vezi dacă mai merită efortul, mai ales dacă nu s-a întâmplat nimic, sau dacă vrei altceva. Și orice chestii care apar așa pe-n capul tău s-ar putea să te ajute să te duci mai departe. Și bineînțeles, când vorbim de o lună plină, în Vărsător vorbim de viitor, de viziune, de percepție, de altceva. Trebuie să schimbi ceva, trebuie să schimbi o percepție asupra oamenilor din jurul tău, asupra, nu știu, unei profesii, asupra unui curs, asupra unui, nu știu, partenerului. Trebuie schimbată percepția și Jupiter fiind acolo te va ajuta să ai multe beneficii. Dacă ești pregătit să fii mai deschis, vei avea multe beneficii. Bun, asta era la nivel individual. Plus că harta are ascendentul în conjuncție cu nodul sud. Deci e clar că are legătură cu niște tipare pe care tu ți le-ai creat de-a lungul vieții și guess what, cum se zice, ești în anul 2021 și ce știi tu nu mai funcționează. Lumea în care trăim nu mai este cea mai corectă, cea mai dreaptă. Aș fi vrut să spun eu o expresie, dar o să... E vorba de faptul că existau și înainte tot felul de persoane care nu aveau capacitatea să gândească mai mult și să își crească, nu știu, nivelul de cunoștință, doar că acum există internetul și îi aduce în față, îi face vizibil. Și luna asta plină în Vărsător și asta vrea să ne arate, că nu avem cum să combatem cu toți, trebuie să-i lăsăm să trăiască și pe ei pe lângă noi și să ne vedem de viață. A,
Adică, da, mă, stai și tu, rezi și tu acolo, atâta timp. Atâta, toată lumea ia că am dreptul la opinie. Da, da, da. Toată lumea are dreptul la opinie. Dar când opinia ta mie îmi face rău, nu mai ai dreptul la orice opinie. Despre asta vorbește Luna prin Învărsător. Te las să trăiești aici. Te las, te las. Te accept și cu soarele la în leu. Te accept, ok, ok. Dar când opinia ta mie îmi face rău, prejudecata ta mie îmi dăunează, aia nu mai e că toată lumea are dreptul la opinie. Aia are legătură cu răutatea ta, are legătură cu meschinăriile tale, are legătură cu frustrările tale. Și are legătură, să mă iertați, cu lipsa de educație. Că de fapt luna plină, cu un ascendent în Săgetător, cu o lună plină lângă Jupiter, cu luna plină în casa a treia și soarele în casa a noua, unde mai avem și un Mercur lângă Marte. Că s-ar putea ca zilele acestea să ne înțepăm mai mult decât este cazul cu luna plină în Vărsător, că toată lumea are dreptate, domnule. Da, toată lumea are dreptate. Dar până la o anumită limită. Eu pot să am dreptatea mea, dar dacă dreptatea mea dăunează celuilalt, nu mai e dreptatea mea, este răutatea mea, să ne înțelegem. Bun, asta la nivel individual. Deci te gândești tu frumos, din 11 februarie, ce s-a întâmplat până acum. Atât pentru cei care au semne, au marcaj fix în astrogramă, dar și pentru ceilalți. După care, poate nu ai tu, dar are cineva din jurul tău și se schimbă treaba. După care, la nivel mondial, această lună plină, pentru că îl activează pe Regulus, pentru că îl activează și pe Jupiter, care recent s-a întors din Pești. Ți-am zis, Jupiter a fost în Pești între 14 mai și 28 iulie și a relaxat treaba. Am crezut că gata, am scăpat de pandemie. Acum s-a întors în Vărsător, se vorbește iar despre distanțare, despre restricții, cresc cazurile. La nivel mondial, această lună plină o să vină iar cu nevoia de a se lua niște decizii radicale. Când îl avem pe Regulus implicat, Regulus nu ține cont că te enervezi tu, că ți se pare nedrept. Nu, domnule, trebuie luate decizii, că altfel nu-i bine. Decizii care ni se vor părea nedrepte, pentru că atunci când vorbim de Vărsător, vorbim de drepturi egale, de, nu știu, să nu facem ce zic autoritățile, dar câteodată e nevoie să avem grijă de noi, să ne înțelegem. Fie că e vorba de autorități, nu. Adică dacă tot e o decizie, protejează-te. Te protejezi, tu știi cum mai bine. De aceea veți observa zilele acestea și pentru că Vărsătorul are și componenta de mediu, să știți câteodată, o să observați decizii. De fapt, ați văzut cu ONU, cu schimbările climatice, ce se întâmplă. Dar această lună plină, activându-l pe Regulus, Regulus era comandantul acela, să ne imaginăm cine avea Regulus. Pe lângă faptul că multe persoane celebre au acest Regulus în harta natală, dar Regulus îl aveau comandanții care știau să ia decizia cea mai radicală în cadrul războiului, în cadrul luptei. Nu le era frică. E, și acum, în perioada următoare, ori liderii de la noi, ori liderii externi, o să vedeți decizii importante care pe moment ni se va părea că nu se ține cont de părerea noastră. Dar ei au niște informații la care noi nu avem acces, să ne înțelegem. Și ei știu mai bine care sunt riscurile, ce se poate întâmpla. Și va fi destul de greu, pentru că odată vom lupta pentru drepturi, pentru egalitate, pentru libertate, să nu ne simțim manipulați, tipicul discurs. Dar pe de altă parte, nici nu putem să fim atât de irresponsabili și din cauza noastră lumea din jurul nostru să sufere. Va fi o luptă între leu și vărsător. Leul care zice așa se face, soarele care este lângă Regulus, așa se face, nu discutăm. Și luna lângă Jupiter, care poate să aducă iar proteste, tot felul de discuții, tot felul de discursuri. Bineînțeles, această lună plină, pentru că avem un ascendent în Săgetător, pentru că e nodul sud în Săgetător acolo și pentru că, ce să facem, conjuncția Mercur-Marte se apropie de o opoziție cu Neptun, mai aduce și niște teorii ale conspirației destul de bine, destul de pronunțate și destul de active, că există. Există și din lipsă de educație, bine, și oamenii foarte educați se pierd acolo, adică nu avem ce să facem, să ne înțelegem. Deci pe această lună plină, la nivel mondial se vor întâmpla multe lucruri și s-ar putea ca deciziile care se iau acum să ne influențeze până la următoarea lună nouă de anul viitor. Adică gândiți-vă, numărul de cazuri crește, restricțiile se schimbă în alte țări, iar nu vom mai avea aceeași deschidere. De aceea trebuie să avem grijă financiar, pentru că da, în astrograma momentului avem în casa a doua un Pluto și Saturn. Adică dacă e să ne gândim să, în afară, deci ce se va întâmpla la nivel mondial pe noi ne va afecta mult și la nivel individual. În afară de partea personală pe care ți-am zis-o mai devreme, să vorbim puțin și la nivel mondial de următoarea jumătate de an. Adică va trebui să ai grijă de finanțele tale. Să ne înțelegem. Va trebui să ai grijă de sănătatea ta.
Și va trebui să ai grijă, astfel încât să te informezi permanent, să știi ce e corect, ce nu e corect, ce e drept, ce nu e drept. Și să nu te mai ceri cu toată lumea că tu ai dreptate. Nu. Dacă dreptatea ta afectează pe dreptatea celuilalt, am zis, nu mai e dreptate sau dreptul la opinie, este deja cu totul și cu totul altceva. Deci în următoarea jumătate de an, deciziile care se vor lua acum în jurul lunii pline din august, de pe 22 august, cea de-a doua lună plină în vărsător de anul acesta, e menită iarăși să vorbească despre distanțare socială, despre reguli, despre work from home, online. Vedeți că marile companii, vorbim de vărsători, de tehnologie, deja au început să ia decizii din acestea. Google, Facebook, Twitter, cred că ați văzut, își obligă angajații să se vaccineze sau le spun dacă vreți să vă întoarceți la birou, trebuie să fiți vaccinați sau trebuie să urmați niște căi, niște reguli, niște, pur și simplu să avem un regulament. Deja vorbim despre asta din ce în ce mai mult și acum, după 22 august, se vor lua niște decizii. Așa că noi să fim deștepți de pe acum și să avem grijă. Fie că vrem să ne vaccinăm, fie că nu vrem să ne vaccinăm. Fie că ne testăm, fie că nu ne testăm. Fie că suntem cu o imunitate mai slabă sau nu. Fie că poate, ok, eu am ales să nu-mi vaccinez familia, dar totuși am grijă să nu mă îmbolnăvesc și să nu-i îmbolnăvesc nici pe ceilalți la rândul meu. Deci trebuie să avem grijă în următoarea jumătate de an de noi, de noi cei apropiați, să ne înțelegem. Că luna plină, leu vărsător, vorbește eu versus ceilalți. Sau eu chiar știu adevărul suprem, adică te uiți la mine undeva, stai pe un laptop și te gândești tu așa. Chiar știu eu adevărul suprem despre ce se întâmplă acum. Da, văd și eu o postare pe Facebook și zic, ia uite nenorociți ăștia, vor să ne conducă, vor să ne mintă. Chiar știu eu adevărul? Chiar am eu atâta știință în spate, chiar am eu atâtea cunoștințe, atâta școală, atâta practic, chiar știu eu lucrurile astea, adică eu cu tărică de acolo, dintr-un orășel, din fața unui laptop, sau eu dintr-o altă localitate, sau eu nu știu, și din București, de unde vreți, uitându-mă și începând eu să comentez pe chiar știu adevărul? Dacă știu adevărul, cum de nu sunt eu acolo cu mari specialiști care încearcă să învingă această pandemie? Deci, vă spun că următoarea jumătate de ani, următoarele 6 luni până la următoarea lună nouă din vărsător de la anul, vor fi destul, deci lunile astea sunt importante. Vă spuneam că Jupiter intră în pești și că la anul, odată când va ajunge lângă Neptun, pe 12 aprilie, există o emisiune despre conjuncția Jupiter-Neptun, o poți căuta deja pe canalul nostru de YouTube, DC News, atunci apar primele vești, hai că ne vindecăm, hai că mai trecem. Nu se apare vindecarea 100%, dar atunci începem să ne mai relaxăm. Bun. Deci dacă e, hai să fim deștepți. Hai să zicem, băi, da, nu știu ce se întâmplă cu adevărat cu pandemia asta. Dacă nu știu ce se întâmplă cu adevărat cu pandemia asta, hai să am grijă de mine și de ceilalți. Restul, treaba lor. Și ei să aibă grijă și de ceilalți. Adică eu să mă protejez pe mine. Și veți vedea că vor fi decizii neplăcute și pentru unii și pentru alții. N-avem ce să facem, dar nu putem să îmbolnăvim o planetă doar pentru că nu vor unii să înțelegem. Și gândiți-vă la un lucru. Au mai fost inventate și alte metode. Au mai fost și alt vaccin și antibioticul și la fel au fost. Diavolul, ne bagă diavolul noi și acum noi credem că, că vaccinul e problema, dar luați paracetamol în fiecare zi, luați aspirină în fiecare zi. Așa au, și astea au trecut până aceeași problemă. Atenție, emisiunea nu se vrea aceasta pentru vaccinare sau nu, ci vă spun că în următoarea jumătate de an și din punct de vedere astrologic, această pandemie va cunoaște alte nuanțe și că am face bine să avem grijă de noi, indiferent decizia pe care am avea-o și să avem grijă ca ceea ce facem noi să nu îi afecteze și pe ceilalți. Asta contează. Dacă eu știu, măi, eu nu vreau să mă vaccinez, ok, dar am grijă de mine și am grijă să nu mă pun în contact și cu alte persoane care știu că sunt vulnerabile. Sau eu dacă vreau să mă vaccinez, la fel tot trebuie să am grijă de mine, că ați văzut ce se întâmplă și cu vaccinare, dar tot trebuie să avem puțină grijă. Să vă fie luna plină în vărsător, plină de revelații, dacă nu neapărat de evenimente. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat din februarie până acum și sper să ne auzim data viitoare la luna nouă în vărsător. Sper să ne auzim cu mare drag. Și cu la anul când va fi luna nouă vărsător, vreau să ne auzim cu mai mult optimism.